La PC Garage, asamblarea Gold îți aduce 10% reducere la orice placă video. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salut, fani, și bine ați venit la un nou episod de FIFA 21 Pack Opening, Icon Swaps 2. Primul pachet cu icon pe care le iau de aici, din care sper să împice un baby icon cât de cât șmecher. În ideea în care ultimul a fost baby icon, a fost primary Kelme și penultimul a fost, într-adevăr, Enea Cantona Middle, dar n-am ce să fac cu el pentru că am deja baby-ul lui. Cum ar fi să împice încă o dată baby Cantona? Direct am luat contul de FIFA Sones și am dat mare dilitones. Dacă vă place seria, nu uitați să plângi și butonul de like. Foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, bineînțeles să vă abonați la canalul secundar. Și bineînțeles, dacă vreți să vă cumpărați ceva de pe G2A, link-ul îl găsiți în descriere. Și dacă vă cumpărați ceva de pe PC Garage, folosiți codul CATXPGG. Let's go time. Bun. Echipa mea de Iconescu. Astea sunt iconurile pe care le-am prins până acum, evident. Nu pot să-l bag aici pe nenea Baby Cantona să fie și el. Și nu pot să-l pun pe Baby Lampard. Că, no, și la asta am prins două versiuni. De ce nu? Bineînțeles, nenea Zola, care nu este din Icon Pack. Nenea Zola este din Ultimate Pack. Bun. Dacă stăm și facem o analiză așa scurtă, un icon bun, doi icon bun și trei icon bun, să zicem, și nenea Baby Cantona, care ar fi patru icon bun. Deci până în momentul ăsta am luat patru iconuri buni din pachete, gen strict pachete cu iconuri, și 1, 2, 3, 4, 5 baby la asta, 6 iconuri proste. Acum poți să-l pui și pe ăsta la icon bun și atunci e undeva gen aproximativ egală balanță. Da, na, sincer să fiu, nu prea îmi place nici Cantona Baby, nici Cantona Middle, dar îs ok. Dacă n-ai delay și conexiunea bună, chiar e ok card. Bun, ce mi-aș dori? Baby Van der Sar, Baby Desai, Baby, cum îi zice la ala, mă? SN, dacă ar pica, nu m-ar deranja. Baby Eto, nu știu, Baby, cum îl cheamă pe la alt? Scuțianu. Mamă, ce îmi scapă numele lui. În fine, nenea Scuțianu, Dalglish sau Butrageniu sau ceva card din ăsta utilizabil. Sau, nu, bineînțeles, dacă se poate, Baby Pele. Ăla ar fi miezul. Dăm aici ușirea la swaps. Dăm submit. În cazul în care ați făcut și voi pachetul ăsta, lăsați un comentariu cu ce ați primit la el. O să iau base icon pack-ul și după aia, prin martie, cred, sau ceva în genul, sau aprilie, o să iau mid or prime icon pack-ul. Din care, evident, din nou, o să sper să împic ceva bun. Let's go time. Haide, vretenașule. Base icon pack. Sper că nu a fost o greșeală. Inițial am vrut să merg pe resurse, gen pachetele astea de aici. Astea două, gen 83 cu 25 și 82 cu 25. Dar am văzut că nu mai dă chiar așa bine. Și practic, din resursele astea n-aș fi reușit să fac un icon pack. Așa că am ales varianta sigură, nenea icon pack. Aici ar trebui să am și 3 player pick-uri. Pe lângă pachetele astea pârlite. Să vedem dacă dă ceva la player pick-uri. Cum ar fi? Ok, Szczęsny, not bad. Resurse pentru următorul icon pack. Dar nu știu exact când o să vină. Hai, Petronelei! Nu vine Petronelei. Banghili. Un Younes. Inform. Practic așa vă dați seama când am filmat acest episod. Era nenea Younes, an pachete. Bun, 75 plus, ce mai am aici? 82 plus, bla bla bla. Hai să le plec din pastea, deși niciodată n-am luat, cred, mai mare. Dar nici nu știu dacă am luat rating 80 până acum, din pachetele astea. Hai cu metrajul lui. Să fie bine, să nu fie rău. Evident că nu-i nici board. Classic Q. CM, Kessié. Bă, era fain dacă mi-ar fi picat nenea Kessié când era road to the final. Acum mă mulțam. Și R9 Prime Moments vine din pachetul ăsta. Dar nu-i walkout, e ăsta mai special, cardul. Dar e Moments R9. Ioti. Vedeți exact el. Când avea păr mai mult. Zambo Anguissa. E ok. Eram vrut să zic că îmi doream mult cardul ăsta. Bun, naționalitatea ce o să pice aici, o să pice și la Icon Pack. Vreau Brazilia, nu vreau Brazilia. Mă, sincer, m-aș mulțumi. Sincer, să-mi dea Olanda
și să ne dea pe Nenia Van der Sar, chiar aș fi ok. Walkout? Ok, surprins. Germanica, CM, Cross, 8-8, lol. Practic mi-a dat maximul de rating ce putea să pice pachetul ăsta. Am mai făcut, cred, vreo 4 sau 5 din astea și mi-a dat, cred, 1 de 84, parcă. Sau 85, cel mai mare, și restul de 82 toți. Ok, nu mă așteptam la asta, sincer. Plăcut, surprins. Mă nu prea aș vrea să pice Germania la Base Icon. De la Germania Base Icon, singurul bun, cred că e Mataus. Și parcă ăla-i, oare CB? Nici nu mai știu. Bine, dacă e CB, atunci pot să fac o schemă și să-l trec după aia în minutul 1. Ca CDM. Mă nu știu dacă aș vrea sincer să-mi pice. Rare Gold Pack. Ar fi bine să pice ceva meșcar. Hai, Gigi. Să sară mucii de la loc. Ce? Ok, avem un board. Un 8-5 ceva. Inglaterra, right back. S-ar putea să fie ok. Am uitat cum îl cheamă. Van Bissaka. 83. Oricum, orice resurse sunt importante până la urmă. Ați văzut că fac icon pack destul de des. Cu cât pică mai multe chestii genul 83, 84, 85, orice pe acolo, este bine. Nimă și Manchester City. Am crezut că Manchester United, mă gândeam, bă, de când au ăștia cu negru. Fain kit-ul. Un Hunter e acolo și acum este momentul adevărului. O să facem schema tractorii 1, adică ne ducem pe FIFA Points. Ioti, băi, FIFA Points-urile 12.000, 100 de euro. Mergem după aici și lea, facem incantația Troglo, peșcărește-i boșcam, peșcărește-i boșcam, let's go time, nu uitați să vă abonați, băieți, la canalul secundar și hai să dăm să sară. Lăsați un comentariu cu ce ați primit la pachetul ăsta dacă l-ați făcut. Evident că e walkout, te rog o țară bună, te rog o țară bună, te rog o țară bună. Hai mă! Nu-mi zic că-mi dai Lampard din nou. Nu cred, mă, omule! Mă, cum să-mi dai, mă, Lampard, mă, toti, mă? Bă, l-am odată. Mi-l dai iar, mă. Bă, cum, mă, Lampard, din toți care puteau să pice, mă, omule? Mă, trebuie să-i dau și Quixel. Hei, de capul meu. Mai bine luam le resursele. Cum să-ți bați pe joc în halul ăsta, bă? Cum să... Bă, de ce e sport, bă, frate? Din toți care puteau să pice. Uite, la Anglia. Putea să pice CB și să-mi pice Rio Ferdinand Baby. Era torpilă. L-am prins pe Lampard, din nou. Pentru asta am stai eu să fac swap-uri, să-mi crăp nervii cu aia pe acolo. Ca să prinez Lampard. Nu odată, e două ori pe Lampard. Da. Unde era norocul, adică care tot zicea lumea? Mamă, ce noroc ai la pachet, e unii norocul, frate. Într-adevăr, e cel mai bun am pe FIFA, dar să moară Gibilan. Cred că e al 8-lea icon prost. Din icon pack-uri, puteam să fac echipă de săreau avioanele pe gard. Genial. Și nu băga prime icon pack-uri, să pot să-l bag pe ăsta la un prime icon pack. Genial. Din 101 icon-uri, parcă, sau ceva în genul, mi-a picat exact iconul pe care îl mai am. Cât de tare. Genial. Absolut genial. Ce o să fac eu cu asta? Rating 86. Practic, ca și cum ai fi dat, nu știu, 20.000 pe un icon. Foarte tare, bă, foarte tare, mă, dar norocos de m-am spart în direcție. Îmi pică Cantona Baby. Mă bucur, mamă, frate, ce tare. Îl bag în echipă, joc de rupe, 2 săptămâni. După aia nu mai jocă nimic, nu știu ce s-a întâmplat cu el. După care, ce să vezi, îmi pică numai Lampard și avioane. După care am un pic de Bulan și îmi pică un Canavar. După aia îmi pică 7.000 de Litmaneni, îmi pică după aia Lampard și Lampard Middle, după aia mi-l dă pe vărul ăsta. Sunt norocos al drept. Deci am de 3 ori Lampard, deci ălea 3 ai cănuri proaste, 4, 5, 6, 7 iconuri proaste, 1, 2, 3, 4 și 5, ok. N-am niciun icon de top, gen nu mi-a picat Eusebio, nu mi-a picat Pele, nu mi-a picat absolut nimic ultra mega legendar.
Și practic, balanța este 7-5 pentru iconurile ultra, mega, legendar de proaste. Sau bine, poți să zici 7-6 dacă îl bagi și pe Nenea Zola în schemă, în ideea în care nu au fost fost dat la Ultimate Pack. Deci nu am băgat resurse sau ceva, a fost bulan pur. Foarte tare. 7-5. Mă întreb, când o să fie 7-5-1 și unul ăla să fie practic unul din iconurile alea ultra mega top, gen, nu știu, Eusebio, Pele, Maradona, ce mai era, mamă, Maradona Baby era rachetă. Nici mai știu ce iconuri din astea top mai sunt acolo. Ce, o spart. Asta este. Puteam, și dacă îmi dădea un icon din ăsta gen prost, dar măcar să nu fi fost dublul ca să nu-i dau pixel, că pot îi bagă ăștia Prime Icon Pack sau ceva și nu. Măcar să-l bag la un Prime Icon Pack. Dar așa stau chiar pe dreapta. Genial. Genial. Cam asta a fost episodul. Un episod ultra mega legendar de nașpa. Am dat swap-urile pe nimic. Hai. Este fain de vizionare. Să aveți o super fain în continuare. Salutare. Salutare.